În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Mântuirea poporului sunt eu. Din orice strâmtorare vor striga spre mine, îi voi asculta și voi fi Dumnezeul lor în veci. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și cu misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea, o Sfântă Maria, pe toți Sfântului și Sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Mărire în cer lui Dumnezeu.
Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire lui Dumnezeu Tatăl. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă în iubirea față de tine și față de aproapele, dăruiește-ne harul ca păzind poruncile tale să ne învrednicim a ajunge la viața veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Amos. Ascultați lucrul acesta. Voi îl călcați în picioare pe cel nevoiaș și inimiciți pe cei umili ai țării, spunând: când vor trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul, să falsificăm balanțele spre înșelătorie? Să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe nevoiași cu o pereche de sandale, și să vindem și pleava grâului. Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacob: nu voi uita niciodată toate lucrările voastre. Cuvântul Domnului. Lăudați-l pe Domnul, care îl înalță pe cel sărman. Slujitori ai Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Prea-nalt, mai presus de toate neamurile, gloria lui este mai presus de ceruri. Ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Oh,
pe cel sărac din țărână, înalță din mizerie pe cel sărman, pentru ca să-l așeze alături de nobili, de nobilii poporului său. A doua lectură este din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubiților, îndemn înainte de toate să vă facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei care sunt în conducere, ca să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. Căci unul singur este Dumnezeu, unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit, pentru care am fost pus eu, ca predicator și apostol, spun adevărul și nu mint, învățător al păgânilor în credință și adevăr. Așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicându-și mâinile sfinte, fără mânie și ceartă. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos, deși era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi. Era un om bogat care avea un administrator. Acesta a fost denunțat că i-a risipit averea. El l-a chemat și i-a spus: ce aud despre tine? Dă cont de administrația ta, căci de acum nu mai poți fi administrator. Atunci administratorul și-a spus în sine: ce voi face, pentru că stăpânul îmi ia administrația? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce voi face, pentru ca oamenii să mă primească în casele lor atunci când voi fi dat afară din administrație. Și chemându-i pe debitorii stăpânului său, unul câte unul, i-a spus primului: cu ce ești dator stăpânului meu? Și acesta i-a spus: cu 100 de bați de unt de lemn.
El i-a răspuns, ia-ți chitanța, așează-te repede și scrie 50. După aceea i-a spus altuia, tu cât datorezi? Acesta a răspuns, 100 de cor de grâu. El i-a spus, ia-ți chitanța și scrie 80. Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept pentru că a lucrat cu înțelepciune, pentru că fiii veacului acestuia, în generația din care fac parte, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Iar eu vă spun, faceți-vă prieteni din mamona nedreaptă, pentru ca ei să vă primească în corturile veșnice atunci când veți duce lipsă. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Și cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit și în cele mai mari. Deci, dacă voi nu ați fost credincioși cu mamona nedreaptă, cine vă va încredința adevărata bogăție? Și dacă nu ați fost credincioși cu avuția străină, cine vă va da pe a voastră? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamonei. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori în Hristos, evidența contabilă dublă nu a fost inventată în zilele noastre. Se practica și în timpul lui Iisus. Administratori fără scrupule căutau să scoată profit personal din cele încredințate grijii lor. Dacă astăzi evidența contabilă dublă, adică pe lângă contabilitatea oficială, mai există și o contabilitate paralelă în care se folosesc înscrisul sau alte mijloace de stocare în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă astăzi evidența contabilă dublă constituie evaziune fiscală și se pedepsește conform legii, în timpul lui Iisus lucrurile nu erau mai simple. Și atunci era riscant să furi. Și atunci era riscant să ascunzi, să declari mai puțin și în realitate să deții mai mult. Dar dorința de câștig nu are limite. Iisus cunoaște foarte bine inima omului. Iisus cunoaște foarte bine realitatea lumii. Parabola administratorului necinstit pe care Iisus ne-o relatează nouă astăzi pare inspirată din realitate, pare extrasă din mass media și reflectă viața socială de acum 2000 de ani. În această parabolă iese în evidență istețimea administratorului care ține o contabilitate paralelă. Una erau datoriile față de stăpân, alta era în chitanță, taie și scrie. Chiar și stăpânul îl laudă pentru istețimea lui, dar nu laudă nedreptatea lui, nu laudă modul lui de a acționa. Pentru că administratorul este preocupat mai întâi de câștigul propriu. Este preocupat să adune și să trăiască bine. Imaginația lui nu are limite. Facturi false, cheltuieli inexistente, taie și scrie 80. Falsifică bilanțul pentru a-și păstra fotoliul de administrator, pentru a mai face câteva câștiguri necinstite. Nu este preocupat de înșelătoriile pe care le face, nici de consecințele abuzurilor sale, pentru că
deja știe că va fi dat afară din administrație. Se preocupă numai de el însuși. Nu se gândește la ceilalți, nu se gândește la bunurile stăpânului său. Și în prima lectură de astăzi, luată din cartea profetului Amos, găsim o critică aspră, o critică aspră a societății, sau mai corect, a celora care, atunci când vine de vorba de câștigul personal, când vine vorba de a-și rotunji conturile, sunt fără scrupule. Falsifică balanțele, vând pleava grâului, îl cumpără pe cel nevoiaș cu o pereche de sandale. În definitiv, profetul Amos îi critică pe toți aceia care, în căutarea bunăstării proprii, nu ezită să înșele și să fure. Nu ezită să-i fure mai ales pe cei nevoiași și abandonați. Și într-o oarecare măsură, trebuie să recunoaștem că aceste tendințe există în interiorul fiecăruia dintre noi. Fără să ne dăm seama, căutăm moduri de a câștiga mai mulți bani, mai multă putere, mai multă faimă. Căutăm moduri pentru a înainta pe scara socială. Poate nu ne preocupăm pentru aceasta, dar aceste tendințe există în interiorul fiecăruia dintre noi. Sunt foarte subtile, dar există. Metodele sunt nenumărate și suntem foarte creativi atunci când vine vorba de a inventa astfel de metode. De exemplu, la școală sau la facultate, dacă există posibilitatea de a copia la un examen, studenții, elevii, nu ezită să facă acest lucru. Sau la un joc, este la fel. Dacă există posibilitatea de a înșela sau de a trișa pentru a câștiga, se face acest lucru fără scrupule. Și la serviciu poate fi la fel. Căutăm să apărăm mai buni decât suntem, să părem mai buni decât colegii pentru a câștiga, pentru a fi avansați. Am învățat să facem orice pentru a obține o notă mai bună, pentru a câștiga la un joc, pentru a fi avansați. Obiectivul pare fi acela de a trăi mai bine, fără a ne preocupa de ceilalți, fără a ține cont de metode. Însă profetul Amos ne aduce la cunoștință voința lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Domnul spune: nu voi uita niciodată toate lucrările tale. Nu voi uita niciodată toate lucrările tale. Și în acest, când auzim aceste cuvinte, suntem cuprinși de teamă. Căci există în viața noastră atâtea lucruri pe care nu le-am făcut bine. Și atunci ne întrebăm ce putem face pentru a ne schimba, ce putem face pentru a deveni mai buni. Iar în a doua lectură de astăzi, Sfântul Apostol Paul ne prezintă un Dumnezeu milostiv. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spune Apostolul, vrea ca toți oamenii să se mântuiască, vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoașterea adevărului. Hristos Iisus, om Dumnezeu, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Fără îndoială, suntem mântuiți într-un mod gratuit pentru meritele, pentru suferințele lui Iisus Hristos. Însă este necesar și aportul nostru. Este necesar să trăim așa cum ne-a învățat Iisus. Și astăzi, Apostolul Paul insistă că toți trebuie să ducem o viață demnă, o viață liniștită și pașnică, cu evlavie și demnitate, fără mânie și ceartă. Paul insistă asupra universalității și de trei ori apare în fragmentul din a doua lectură această afirmație: toți, toți să ducă o viață pașnică și demnă, toți să se mântuiască. Hristos a murit pentru toți.
Așadar, pornind de aici, apostolul ne invită să nu căutăm numai binele propriu, călcând în picioare demnitatea semenului nostru. Să căutăm binele tuturor, începând de la persoanele marginalizate și oprimate. Prin viața noastră cinstită și demnă, prin valorile pe care le promovăm, prin corectitudinea și exemplul nostru, să contribuim la binele, la dreptatea și la pacea tuturor. Și totuși, am văzut în Evanghelie că Iisus ne spune o parabolă despre un administrator corupt. Cum să ne raportăm noi atunci la bunuri? Cum să ne raportăm la bogăție, la bani? Iisus insistă în Evanghelie asupra faptului că suntem administratori. De 9 ori în Evanghelie apare cuvântul administrator sau derivate ale cuvântului administrator. Și într-adevăr, într-o zi vom asculta și noi cuvintele lui Iisus. Dă cont de administrația ta. Cum administrăm noi ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit? Cum ne raportăm la bunuri? Cum ne raportăm la bani? Un răspuns potrivit îl găsim în exerciții spirituale, în cartea Exerciții spirituale, scrisă de Sfântul Ignațiu de Loyola, la numărul 23. Iată ce spune acest mare sfânt. Omul este creat să-L laude, să-I se închine și să-L slujească pe Dumnezeu, Domnul nostru, și prin aceasta să își mântuiască sufletul. Iar celelalte lucruri de pe fața pământului sunt create pentru om și ca să-l ajute în urmarea menirii cu care a fost creat. Prin urmare, omul trebuie să se folosească de ele în măsura în care slujesc menirii sale și să se lepede de ele în măsura în care îi sunt o piedică în calea acesteia. Ca atare, bunurile, bogățiile nu sunt rele în ele însele, sunt puse de Creator înaintea noastră pentru a ne folosi de ele și pentru a dobândi o comoară mult mai prețioasă, mult mai nobilă. Adevărata comoară este împărăția cerurilor. Răutatea intervine în momentul în care noi, în modul în care noi ne raportăm la bunuri, atunci când ele devin centrul vieții noastre și valoarea supremă a vieții noastre, atunci relația noastră este pervertită. Cu toții ne dorim, iubiți frați și surori în Hristos, cu toții ne dorim o viață mai bună, o viață mai demnă. Dar ce facem pentru a îndeplini acest scop? Denunțările profetului Amos și practicile rele ale administratorului corupt și necinstit din parabola evanghelică ne sugerează câteva întrebări neliniștitoare. Recurgem noi la înșelătorii? Ne gândim noi numai la binele nostru? Sau ne gândim și la binele și la demnitatea semenilor noștri? Zilnic trebuie să alegem, zilnic suntem puși în fața unei alegeri, să alegem între onestitate și neonestitate, între fidelitate și infidelitate, între egoism și altruism, între bine și rău, între logica lumii și logica evanghelică. Logica lumii se manifestă prin căutarea câștigului cu orice preț, prin corupție, prin înșelătorie, prin slugărnicie. În schimb, logica evanghelică este logica integrității, logica limpezimii în intenții și în comportamente, este logica fraternității. Iisus ne invită astăzi să alegem logica propusă de El, logica evanghelică,
și astfel să devenim artizani ai dreptății și să deschidem orizonturi de speranță pentru omenire. În gratuitate și în dăruirea de noi înșine, îl slujim pe stăpânul nostru corect, pe Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria să ne ajute să alegem în orice ocazie și cu orice preț drumul corect, găsind și curajul de a merge împotriva curentului, numai să-L urmăm pe Iisus și Evanghelia sa. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu. Unul născut care din Tatăl, de tot vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc, botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, știind că la sfârșitul vieții noastre va trebui să dăm cont în fața lui Dumnezeu de toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să aibă milă de noi. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul celor vii și al celor morți, dă-le slujitorilor bisericii tale harul ca, prin cuvânt și exemplu, să lumineze conștiințele tuturor și să-i susțină pe calea împlinirii poruncilor tale. Luminează-i pe educatori și pe conducători să fie pildă bună pentru cei încredințați grijilor. Păstrează viu în noi gândul că, întrucât avem nevoie de iertarea Ta, suntem datori să iertăm și noi întotdeauna aproapelui nostru. Nu îngădui ca vreunul dintre noi să moară înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu. Adu-ți aminte de ostenelile și suferințele pe care le-ai îndurat pentru noi și fii îndurător la judecată. Primește în fericirea veșnică pe credincioșii răposați. Doamne Dumnezeule atotstăpânitor, Tu i-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viața sau moartea. Ai milă de noi toți și luminează-ne să Te alegem întotdeauna pe Tine, pentru a ne putea bucura de iubirea Ta în toată veșnicia, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunăvoință darurile poporului Tău, pentru ca prin tainele Tale cerești să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinței prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus in himile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic este a-ți aduce mulțumiri ție, cu adevărat drept este a te preamări pe tine, Părinte Sfânt, căci tu singur ești Dumnezeul cel viu și adevărat, care ești dinaintea veacurilor și rămâi în veci, locuind în lumina cea de necuprins. Tu, fiind bunătatea însăși și izvorul vieții, pe toate le-ai creat ca să umpli cu binecuvântări toate făpturile și să le înveselești cu strălucirea luminii Tale. De aceea stau în fața Ta mulțimile nenumărate ale îngerilor, care îți slujesc ziua și noaptea, și contemplând măreția feței Tale, Te preamăresc fără încetare. Și noi, împreună cu ei, iar prin glasul nostru toată făptura de sub cer, preamărim numele Tău cântând cu bucurie.
preamărim pe tine, Părinte Sfânt, căci mare ești și toate lucrările tale cu înțelepciune și dragoste le-ai săvârșit. L-ai zidit pe om după chipul tău și ai încredințat lui grija lumii întregi, pentru ca, slujindu-ți numai ție, Creatorul său, să stăpânească peste toate celelalte făpturi. Și după ce omul prin neascultare a pierdut prietenia ta, tu nu l-ai lăsat sub stăpânirea morții, ci ai venit în ajutor cu milă, pentru ca toți căutându-te să te găsească. Tu le-ai oferit de multe ori oamenilor legământul tău și i-ai învățat prin profeți să aștepte mântuirea. Și atât de mult a iubit lumea, Părinte Sfânt, încât la împlinirea timpului ni l-ai trimis ca mântuitor pe Fiul tău unul născut, care, întrupându-se de la Duhul Sfânt și născându-se din Maria Fecioara, s-a făcut întru totul asemenea nouă în afară de păcat. Le-a vestit săracilor Evanghelia mântuirii, robilor răscumpărarea, celor îndurerați bucuria. Și pentru a împlini voința ta mântuitoare, s-a dat pe sine la moarte și, învind din morți, a nimicit moartea și a reînnoit viața. Și ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru El care a murit și a înviat pentru noi, l-a trimis de la tine, Părinte, pe Duhul Sfânt, ca pârgă a darului tău credincioșilor, pentru ca El, desăvârșindu-i lucrarea în lume, să împlinească toată sfințirea. Te rugăm așadar, Doamne, ca același Duh Sfânt să binevoiască a sfinți aceste daruri, pentru ca ele să devină trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, spre celebrarea acestui mare mister pe care El însuși ni l-a lăsat ca legământ veșnic. Când a sosit ceasul să fie preamărit de tine, Părinte Sfânt, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit. Și pe când stăteau ei la cină, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, luând potirul plin cu rodul viței, a mulțumit și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței și învierea ta până când vei fi. De aceea și noi, Doamne, celebrând acum misterul răscumpărării noastre, amintim moartea lui Hristos și coborârea lui la cei morți, mărturisim învierea și înălțarea lui la dreapta ta și, așteptându-i venirea în slavă, îți oferim trupul și sângele lui ca jertfă vrednică de tine și mântuitoare pentru lumea întreagă. Privește, Doamne, spre jertfa pe care Tu însuți ai pregătit-o bisericii tale și tuturor celor care se vor împărtăși din aceeași pâine și din același potir, dă-le cu bunătate harul ca, adunați de Duhul Sfânt într-un singur trup, să devină jertfă vie în Hristos spre lauda măririi tale. Și acum, Doamne, adu-ți aminte de toți aceia pentru care îți oferim jertfa aceasta, mai întâi de slujitorul tău, Papa Francisc, de episcopul nostru Iosif, de episcopul auxiliar Aurel, de toți episcopii și de întregul cler, de toți cei care îți aduc daruri, de cei care sunt de față, de întregul tău popor și de toți cei care te caută cu inimă curată. Adu-ți aminte și de aceia care au adormit în pacea lui Hristos și de toți răposații a căror credință numai tu ai cunoscut-o. Nouă, tuturor fiilor tăi, dăruiește-ne, Părinte milostiv, harul să putem dobândi moștenirea cerească împreună cu fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu apostolii și sfinții tăi în împărăția ta,
unde împreună cu întreaga făptură, eliberată de stricăciunea păcatului și a morții, să te preamărim prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, față așa și pământ, noastră, cea de toate Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.
Să ne rugăm! Dăruiește-ne mereu cu bunătate, Doamne, ajutorul Tău, nouă celor întăriți cu Sfintele Sacramente, ca să putem primi rodul răscumpărării și din tainele sfinte și prin întreaga noastră viață, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne facem să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne vede și pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea întruparea lui Hristos, Fiul tău, poate mărcea în același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această care sunt încredințat ție prin mila Dumnezeu. Cu blândul Iisus, cinci scurte anunțuri. Astăzi, comunitatea din Valea Lupului celebrează hramul bisericii, care îl are ca patron spiritual pe Sfântul Padre Pio, Pius din Pietrelcina. Duminica viitoare va fi rândul comunității din Nicolina de a celebra hramul în cinstea Sfintei Tereza a Pruncului Iisus. Liturghia solemnă se va celebra la ora 11. Mulțumim celor care au răspuns invitației de a se alătura membrilor corului mare. Îi așteptăm cu drag și încurajăm și pe cei care încă nu s-au decis pentru a-și pune la dispoziție calitățile vocale și a desfășura această slujire în biserică. Programul activităților cu copiii va fi ca și în anii precedenți. Sâmbăta, începând cu ora 14, ora de religie, catehismul și pregătirea la cor. Liceenii vor face ora de religie duminica, după Sfânta Liturghie a tinerilor, de la ora 16. Facem un ultim apel către cei care au primit anul acesta prima Sfântă Împărtășanie și Sfântul Mir, să treacă pe la biroul parohial pentru a ridica DVD-urile. Vă dorim tuturor o zi frumoasă în continuare și o săptămână binecuvântată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!